Vă salut, dragi ascultători, sunt Ionut Zalomir și în studioul Radio Alelon din Viena mă aflu alături de Miriam Popescu de la București, membru în Biserica Betel, unde păstorește domnul Florin Ianovici. Miriam, îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Ne bucurăm să putem să împărtășim în câteva momente gânduri, trăiri, experiențe și mai ales ceea ce privește slujirea ta. Amin. Miriam, fiecare dintre noi avem o poveste. Și pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne cheamă în slujire și mai mult decât atât ne cheamă la mântuire într-un anumit fel. Pe unul cheamă printr-un accident, pe unul printr-o boală. Aș vrea să ne povestești pe scurt felul în care ai simțit tu și felul în care Dumnezeu te-a chemat pe tine în slujire. M-am născut într-o familie creștină, am învățat despre Dumnezeu încă de mic copil. Am început să cânt în biserică pe la vârsta de 6 ani. Am fost atrasă de muzică. În familia mea s-a cântat foarte mult, toți frații mei cântă la câte un instrument, cel puțin. Iar după ce am terminat școala generală, pot să spun că am avut și o perioadă în care m-am îndepărtat de Dumnezeu. Însă rugăciunile părinților mei m-au ajutat să mă apropii de Dumnezeu. Mama a luat decizia să mă ducă la un liceu creștin și pot să spun că acolo l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Am avut niște colegi extraordinari, m-au luat cu ei la Biserica Betel, eu mergeam într-o bisericuță mai mică din București și am fost foarte impresionată să văd atâția tineri care se închină lui Dumnezeu. Din ziua în care am pășit în Biserica Betel, nu am mai plecat în alt loc sau în altă biserică, ci mi-am dorit să devin membru acolo. Pe la 18 ani m-am botezat și de acolo a început slujirea mea. Biserica Betel m-a învățat să slujesc. Pastorii noștri întotdeauna ne-au îndemnat să slujim prin ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Eu m-am îndreptat spre muzică și am început să fac parte din grupul de închinare al bisericii. Îmi spuneai mai devreme că te tragi dintr-o familie numeroasă. Câți frați sunteți? Suntem 8 frați, 3 fete și 5 băieți. Și cum se face că toți frații te cântă la instrumente și tu nu? Păi, ei au apucat să facă școala de muzică, iar eu în clasa a 4-a, când mama urma să mă dea la o școală de muzică, jucam basket. În clasele primare mi-a plăcut foarte mult sportul și am ales să merg pe partea asta a sportului. Am mers cam 2 ani la clasa de sport și am renunțat la muzică. Simțeai totuși, lipsa muzicii, chiar dacă tu făceai sport? Nu simțeam, pentru că eram prea implicată în echipa mea de basket. Și s-a compensat. Da, da, da. Nu știu, e ciudat un pic, uitându-mă la tine, ai o înălțime de... Am 1,62. Jucătorii de basket în general, de la 1,80 în sus, cred totuși că ți se potrivește muzica mai bine decât basketul. Da, atunci m-am dezvoltat un pic, eram, să zic, cea mai înaltă din clasă în perioada aceea și după ce m-am lăsat de basket nu am mai crescut. Am avut o accidentare și după ce am avut această accidentare a trebuit să mă opresc. Ai privit-o ca un fel de tragedie că trebuie să lași sportul? Nu, chiar dacă eram mică, aveam cam 12 ani când a trebuit să renunț la sport, mi-am dat seama că a fost din partea lui Dumnezeu și am zis, cred că Dumnezeu a îngăduit asta peste mine, deoarece eu duminica nu mai ajungeam la biserică, mergeam că aveam meciuri cu diferite echipe din București sau din afară și... Nu mai ajungeam la biserică și m-am simțit într-un fel mustrată. Din ceea ce ne povestești, ne putem da seama că ești o persoană destul de maleabilă și ai jonglat destul de ușor între muzică, sport, sport, muzică. Da, așa este. Spune-mi, ce înseamnă de fapt muzica pentru tine? Că de mulți ani deja faci muzică. Muzica este, felul în care eu comunic cu Dumnezeu. Prin muzică reușesc să îmi exprim sentimentele și trăirile pe care le-am avut. Sunt piese pe care le-am compus și situații care sunt prezentate în piesele respective, prin care încă nu am ajuns să trec, dar știu că Dumnezeu la un moment dat mă va face să trăiesc fiecare vers pe care l-am scris. Ai atins un punct sau un subiect despre care aș vrea să vorbim puțin, și anume faptul că tu compui. Nu mulți dintre artiști își compun singur piesele, vorbind acum nu neapărat despre artiștii creștini, cât despre toți artiștii care cântă, au de multe ori compozitori, ăia le compun textul, altul le compune linia melodică, tu compui și text și linie melodică, să înțeleg. Da.
cum primești cântările? Sau am auzit tot felul de povestiri, am avut tot felul de metode în care îmi spuneau oamenii, uite, eu stau și știu eu, merg prin parc și când văd frunzele căzând, îmi vine inspirația și scriu. Mă trece Dumnezeu prin boală și acolo pe pat scriu cântece. Tu cum scrii cântecele? Primul cântec l-am compus în 2008. Eram la o nuntă și am ieșit afară să iau aer. Cerul era extraordinar de frumos și atunci am început să cânt un cântec. Am mers acasă și am zis, Doamne, poate că Tu vrei să-mi dai cântecul ăsta. Și, într-adevăr, Dumnezeu mi l-a dat. Asta a fost prima întâmplare. După care, majoritatea cântecelor le-am compus în cămăruța mea, în rugăciune. Pur și simplu, eu încep să cânt și Dumnezeu îmi toarnă melodia, versurile. Unele melodii sunt cap-coadă, la altele mai lucrez câte un pic versurile sau linia melodică după ce o pun pe un instrument. Eu le compun după urechea mea muzicală, deoarece eu nu cânt la un instrument și așa a hotărât Dumnezeu să mă ajute pe mine în slujire. Multe piese, unele dintre ele, le-am compus în slujire. Eu am mers mult în misiune alături de grupul Evangelion, dar și de alte grupuri din biserică. Unele dintre cântece le-am compus în mașină, în timp ce noi ne rugam spre punctul de misiune, spre evangelizare. Ne rugam cu toții, obișnuiam să facem o părtășie acolo, să cântăm, să ne rugăm și primeam melodiile în mașină. Piesa Se întâmplă am compus-o chiar în timp ce mergeam spre Suceava, spre misiune cu grupul. Și acolo, în mașină, am primit piesa, după care am ascultat-o acasă, nu prea știam ce se întâmplă cu mine, adică a fost așa un moment, numai Dumnezeu l-a creat, noi ne rugam și dintr-o dată am început să cânt piesa asta în rugăciune, am înregistrat-o pe telefon și acasă am dezvoltat-o puțin. Am aflat povestea acestei piese și felul în care Dumnezeu o inspiră pe Miriam și felul în care Dumnezeu îi dă cântecele. Miriam, slujești de mult timp în grupuri de laudă și închinare, în grupuri de misiune. Ce te motivează să nu faci altceva în timpul ăsta și să mergi și să-L slujești pe Dumnezeu cântând? Mă motivează bucuria pe care mi-a dat Dumnezeu în slujire, purtarea Lui de grijă pe care mi-o arată zi de zi. Aș putea să fac alte lucruri, eu știu să merg în oraș, să mă plimb, să pierd timpul, ca să zic așa. Nu zic că e rău să faci asta, dar cred că atunci când Dumnezeu îți dă un dar, trebuie să-L folosești la maxim. Mă gândesc că într-o zi mă voi întoarce acasă la Domnul și nu vreau să merg cu mâna goală. Îmi doresc tare mult să pun în valoare și nu neapărat ca eu să ies în evidență, ci cel care este lângă mine, cel care este în mine și cel care a turnat darurile acestea peste mine. Pur și simplu, eu nu vreau să pierd timpul. Nu știu cât timp voi trăi, dar vreau când mă voi întoarce acasă să mă întorc cu bine și nu cu mâna goală. Cum simți sau cum vezi că primesc oamenii care te ascultă atunci când cânți slujirea ta? Mă refer aici dacă te simți satisfacția aia, ok, da, sunt utilă, trebuie să merg mai departe. Am și momente în care nu mă simt utilă și în care mă simt un pic înfricoșată. Îmi pun întrebări uneori dacă e bine ce fac, dacă piesele mele ajută pe cineva, însă de câte ori mi se întâmplă să mai cad în deznădejde, cred că tuturora ni se întâmplă, mai ales slujitorilor, pentru că cel rău nu doarme și caută de multe ori să ne întristeze sau să ne distragă atenția de la slujirea pe care o facem. Sunt momente în care, după ce simt lucrurile acestea, imediat Dumnezeu parcă îmi dă un refresh. Ori mă sună cineva, ori mi se scrie un mesaj. Dumnezeu reușește să mă încurajeze de fiecare dată. Și da, am văzut rezultate în urma slujirii mele. Am văzut oameni care au fost atinși de mesajul pieselor pe care le-am compus. Am primit și în privat și față în față pe unde am mai mers și am slujit. Oamenii mi-au spus că au fost atinși. Chiar una dintre experiențe, pot să spun, am fost recent la Londra în slujire cu fratele Florin și grupul de închinare al bisericii. Am întâlnit acolo o tânără care a pierdut o sarcină și a venit la mine și mi-a spus că am ascultat foarte mult piesa Se întâmplă după ce am pierdut sarcina aceea și m-a ajutat să merg mai departe. Eu nu zic că e meritul meu, pentru că nu e meritul meu. Dumnezeu a ales să încurajeze prin acest cântec și eu mă bucur
Foarte mult. Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu ai realizat un album. Albumul Amin. se numește O cântare nouă și, dragi ascultători, de azi înainte îl puteți asculta în întregime la Radio Alelon. Aș vrea să te întreb de proiecte de viitor. Eu cred că, să zic așa, producția muzicală nu se oprește aici la un album. Ai vreun proiect, ai vreun album în lucru? Da, am început să lucrez la al doilea album. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să îl finalizez până în toamna anului viitor. Voi încerca să iau din celelalte compoziții și să le pun pe un al doilea album. Mă rog pentru acest proiect, știu că este planul lui Dumnezeu să fac și al doilea album și abia aștept să-l finalizez. Ai putea să spun așa, să ne dai ceva din casă, ceva care să ne facă abia să așteptăm albumul tău, legat de stil, legat de versuri, legat de instrumental? Instrumentalul voi încerca să-l îmbunătățesc cu instrumente care să fie trase live în studio. Marian Mocanu este un violonist din Biserica Betel, extrem de talentat, are un dar deosebit și el mă va ajuta la câteva piese. De asemenea, este ca un vis pe care sper să se împlinească. Frații mei, care sunt instrumentiști foarte talentați, cu ei voi dori să colaborez și unele instrumente să fie trase live din ceea ce cântă și ei. Iar legat de piese, cu siguranță una dintre ele, eu trebuie acum să le aleg din ceea ce am compus, trebuie să aleg. Asta o voi face prin călăuzirea Duhului Sfânt. Așa am fost călăuzită și la primul album. Știu că se va axa foarte mult pe slujire și o să le ascultați la momentul potrivit. Iată, dragi ascultători, rămâneți aproape de noi, rămâneți aproape de Miriam. Noi la Radio Alelon o să rămânem în contact cu Miriam și poate o să putem să facem și lansarea albumului pentru Austria aici la Radio Alelon. Nu vă promitem lucrul acesta, dar ne străduim să-l facem. Promisiuni frumoase, muzică frumoasă. Miriam, pe sfârșitul interviului aș vrea să transmiți un mesaj tuturor celor care probabil stau să se întrebe se merită sau se mai merită să-L slujesc pe Dumnezeu sau oameni care pur și simplu nu mai au nicio speranță. Se merită să-L slujești pe Dumnezeu. Este Cel care poate să-ți atingă sufletul, Cel care poate să-ți rezolve problemele. Dumnezeu e acolo lângă tine și cu răbdare, cu dragoste, te privește. Merge înainte prin credință. Îți mulțumim frumos, Miriam, că ai acceptat să-ți deschizi inima și să împărtășești cu noi lucruri frumoase, experiențe personale din slujire și mai ales din felul în care Dumnezeu te călăuzește pe tine ca artist. Mulțumesc și eu pentru invitație și cuvântul artist e prea mult pentru mine. Frumos, modestie frumoasă. Dragi ascultători, a fost alături de noi Miriam Popescu de la București, o slujitoare, să nu spunem artistă, cu inimă mare pentru Dumnezeu și care este hotărâtă să alerge în continuare și să ducă mesajul Evangheliei. Pe sfârșit, aș vrea să vă lăsăm în acordurile ultimei piese pe care o difuzăm astăzi în interviul nostru. Piesa se numește Aleargă și este un imbold pentru noi să nu încetăm niciodată să alergăm pentru Dumnezeul care merită să-i se aducă toată slava și o slujire din toată inima. Rămâneți cu bine! Tată, să stau să mă rog să-ți aduc la undă. Aleargă neîncetat pentru Dumnezeul care te-a creat. Cât ai neînfricat celui care te-a salvat. Pentru cel ce plânge.
Se duc anii